La capătul suliței. Capitolul 4. Steve și familia sa erau din nou acasă în Florida. Steve și-a luat jurnalul și a răsfoit printre paginile cu aventuri din junglă. A oftat când a citit. Fiecare zi petrecută în Statele Unite mă face să-mi fie tot mai dor de viața cu familia mea Vaudani. Mă întreb dacă ceva semnificativ va umple vreodată aceste pagini. Apoi a sunat telefonul. Era mama lui, Marge. Steve, am găsit câteva role de film vechi. Aș vrea să știu ce e pe ele, dar nu pot face proiectorul să meargă. Ai putea veni să mă ajuți? După ce Steve a ajuns la casa mamei sale și a meșterit ceva la proiector, a început să ruleze prima rolă de film. Împreună cu mama lui, a vizionat câteva înregistrări vechi ale tatălui său, zburând cu avionul Henry. Am mai văzut asta, a spus el, dar copia pe care o aveam noi se întrerupea, chiar când avionul era aproape de aterizare. Tot timpul m-am întrebat dacă tata chiar a aterizat pe acel mal foarte îngust sau doar a zburat foarte jos pentru a fi filmat. De această dată însă, Steve și-a văzut tatăl completând aterizarea dificilă. Chiar a făcut-o! Exclamat Steve cu entuziasm. A știut atunci fără îndoială că tatăl său fusese un pilot foarte bun. Două luni mai târziu, Steve s-a întors să vadă cum se descurcă Vaudani. Dar când a coborât din avion, nimeni dintre cei de pe pistă nu a alergat în întâmpinarea lui, ca alte dăți. Cu toții stăteau liniștiți. Oh, nu, și-a zis Steve, o fi murit cineva? Într-un final, au venit înspre el și s-au așezat împreună. Minkaie a vorbit primul. Cu mulți ani în urmă, tatăl lui Babaie a zburat la noi într-o albină de lemn galbenă. Apoi, mulți ani mai târziu, a venit o altă albină de lemn, în care era însuși Babaie. El a plimbat liderii din loc în loc pentru a învăța oamenii și a adus medicamente pentru bolnavi. Dar acum ce vom face? Babaie a plecat, iar noi nu avem nicio albină de lemn. Babaie, cred că avem nevoie și noi de una. Ce crezi? Era o idee groaznică, s-a gândit Steve. Ei încă își vânează mâncarea cu sulița și dorm în colibe cu acoperiș de paie. Cum ar putea să cumpere și să piloteze un avion? Steve și-a ales cuvintele cu grijă ca să le răspundă. Dacă Dumnezeu vrea, atunci poate veți avea într-o zi un avion și un pilot Vaudani. Ei au răspuns imediat. Am vorbit deja cu Dumnezeu și l-am ales pe Tementa să fie pilotul nostru. Tot ce avem nevoie acum este o albină de lemn. Oh, este nevoie de mulți, mulți bani pentru a cumpăra un avion, spuse Steve. Dacă tu ne arăți ce să facem, vom munci din greu și vom aduna mulți bani, au răspuns ei. Când a plecat din junglă, Steve a fost nevoit să facă o oprire forțată din cauza vremii. În timp ce aștepta pe pista din Tena, a observat o aeronavă de categorie ușoară neobișnuită, parcată pe pistă. Când a mers să o cerceteze mai îndeaproape, proprietarul s-a oferit să-l ducă la o plimbare cu ea. În timpul zborului, bărbatul i-a spus: nu e foarte sofisticat, dar e ieftin și ușor de întreținut. Nu este rapid, dar pot zbura și nici măcar nu am permis. Steve s-a uitat peste umăr către pilotul fără permis și apoi a privit în jos și a spus: haide să coborâm înapoi acum, te rog. Steve a văzut tot ce avea de văzut. Acest tip de avion ar fi perfect pentru Vaudani. Când s-a întors în Statele Unite, a adunat toate cele necesare și a făcut planul pentru realizarea primului avion Vaudani, propria lor albină de lemn. Poporul Vaudani a plătit pentru părțile avionului cu bani câștigați din tururile cu experiențe adevărate, adică veneau oameni care vreau să viziteze jungla, iar ei le făceau turul. Printre aceștia era și Connie, agenta de la bilete, care a vrut dintotdeauna să vadă jungla amazoniană.
Vestea că Steve îi ajută pe Vaodani să-și construiască propriul avion în Ecuador s-a răspândit foarte repede. La scurt timp, și alte triburi au venit să vadă construcția cu ochii lor. Ne arăți și nouă cum să ne construim propriul avion? Îl întrebau ei pe Steve. Îmi pare rău, a răspuns el. Sunt mult preocupat acum cu acest avion. Dar când au auzit Vaodanii ce le spusese Steve celorlalte triburi, l-au certat și au zis: Baba e, tu nu ai timp, dar noi avem. Poate putem să învățăm noi acum să construiască albine de lemn și să folosească și medicamentele. Și în timp ce facem toate acestea, îi putem învăța și calea lui Dumnezeu. E ocazie bună. În acea noapte, Steve a rămas pe gânduri. Tot felul de idei își făceau loc în mintea lui. A decis ca la întoarcerea în Florida să înceapă o misiune numită iTech, care să le îndeplinească dorințele vaolanilor. Prin acest centru de misiune, îi va ajuta să învețe cum să se ocupe de nevoile lor medicale, de nevoile dentare, cum să simplifice uneltele potrivit cu modul de gândire și viețuire din junglă. Apoi, ar putea transmite aceleași metode și celorlalte triburi. Poate prin Vaodanii. Mulți oameni vor merge pe calea lui Dumnezeu și vor cunoaște pe Iisus ca Mântuitor. După un an, înapoi acasă în Statele Unite, Jesse și Stephanie l-au implorat pe Steve să-l ducă pe bunicul Mincaie în Florida. Era ceremonia lui Jesse de terminare a liceului și mai urma și nunta lui Jamie. Lui Steve i-a plăcut ideea, dar erau două probleme majore. În primul rând, Mincaie nu avea pașaport și nici alte hârtii care să-i permită intrarea în Statele Unite. Și mai era doar o zi rămasă din călătoria lui Steve, în care să testeze noul avion al Vaodanilor. Nu avea nicio șansă să obțină acele documente. Cu toate acestea, Steve a decis să meargă la ambasada SUA din Quito, cu Mincaie. A completat unul dintre formulare și s-a așezat în spatele unei cozi lungi. Asta nu va funcționa niciodată, și-a zis el. Unul dintre funcționari a început să râdă când a văzut ce a înscris Steve. Ia uite aici, a spus el către colegii lui. Acest om numit Mincaie trăiește în junglă și slujba lui cică e de vânător sau de culegător. Apoi, deși nu i s-a spus de ce, împreună cu Mincaie, Steve a fost trimis în fața rândului și le-au fost semnate toate documentele. Același lucru s-a întâmplat și în restul acelei zile aglomerate, în mai multe locuri. În scurt timp, Mincaie se afla într-o albină uriașă de lemn, un avion 757, îndreptându-se spre Statele Unite. Mincaie era fascinat de lumea din afara junglei. În prima lui zi, petrecută în Florida, Steve l-a dus la un magazin alimentar. Când au intrat înăuntru, Mincaie l-a întrebat: Papaie, a cui este toată această mâncare? Este a tuturor, i-a răspuns Steve. Atunci, dacă mă voi muta vreodată în junglă, aș vrea să trăiesc într-unul din aceste locuri cu mâncare. A spus el, e ușor să vânez în acest loc. Steve a râs. Ceva timp mai târziu, Mincaie se afla în Florida. Era pentru o petrecere de bun venit a lui Stephanie, care petrecuse un an în misiune. La scurt timp după începerea petrecerii, Stephanie l-a bătut pe Steve pe umăr. Își ținea mâna pe frunte. Tată, mă doare capul, i-a explicat ea. Mă duc să mă întind puțin. Câteva minute mai târziu, Steve a găsit-o ținându-se de cap cu ambele mâini. Apoi, în timp ce Steve și Ginny se rugau pentru ea, Stephanie a început să țipe de durere și și-a dat ochii peste cap. Steve a luat repede telefonul și a început să formeze cu disperare 911. La spital au descoperit că, deși nu se vedea, creierul lui Stephanie sângera și urma să moară. Steve și Mincaie au privit neputincioși cum medicii s-au strâns în jurul ei și au pus tot felul de tuburi și ace. Baba e, cine face asta?
a întrebat Mincaie cu privirea fixată pe medici. Steve nu uitase că Minca era războinic și se temea că acesta va încerca să o apere pe Stephanie de ace. Nimeni nu face asta. Nu știu cine face rău, nu știu de ce o doare capul. Nu știu nici eu ce se întâmplă, spuse Steve. Cu toate acestea, deși Stephanie nu și-a mai recăpătat niciodată cunoștința, mânia de pe fața lui Mincaie a dispărut încet și a fost înlocuită cu un zâmbet. Mincaie avea pace privind-o pe Stephanie, iar Stephanie a murit. Babaie, acum îmi dau seama. Dumnezeu este Cel care a permis aceasta. Dumnezeu a lăsat-o să fie bolnavă ca să o ia pe Stephanie acolo sus, la locul său, să fie cu el. Fiind bătrân, în curând voi merge și eu acolo. Nu te întrista, babaie. Nu știe Dumnezeu toate lucrurile? Nu face El toate lucrurile bune? În ziua de după înmormântarea lui Stephanie, deși erau toți foarte întristați, Steve, Mincaie și Tementa au zburat în Europa pentru o conferință misionară importantă în Amsterdam. Fuseseră invitați să-și împărtășească experiențele cu alți oameni care îl urmau pe Dumnezeu, veniți la conferințe din toată lumea. Când cei trei urcau pe scenă și priveau spre mulțime imensă venită din multe țări, 11.000 de persoane, Mincaie i-a șoptit lui Steve. Acum îmi dau seama. Mulți oameni veniți de peste tot pământul merg pe calea lui Dumnezeu. Steve l-a prezentat pe Tementa, primul pilot Vaodani, și acesta a făcut cu mâna către mulțimea care l-a aplaudat. Apoi, Steve a înmânat microfonul lui Mincaie. Cu mult timp în urmă, a început Mincaie, am făcut lucruri urâte, omoram și uram oamenii. Când a venit tata lui Babaie, l-am omorât cu sulița. Mulțimea asculta în liniște. Mincaie a continuat. Apoi mătușa lui Babaie, rece, a venit la noi și ne-a dus scrieri de ale lui Dumnezeu. Am învățat cum Fiul lui Dumnezeu a murit pentru a ne spăla inimile noastre. Acum trăim în pace. Haideți să vorbim despre scrierile lui Dumnezeu în toată lumea și să luăm mulți oameni cu noi pe calea lui Dumnezeu. Mulțimea a izbucnit în aplauze. Într-un final, Steve a strigat: mulțumesc! La microfon și a adăugat: aș mai vrea să adaug încă un lucru. Atunci când Mincaie și ceilalți oameni l-au omorât pe tatăl meu, intenția lor a fost să facă rău. Dar dacă ai mai auzit istorisirea morții tatălui meu până acum și Dumnezeu a folosit-o pentru a face ceva bun în viața ta, te rog, ridică-te. Steve spera să vadă măcar câteva persoane ridicate, dar lucrurile stau cu totul altfel. Pe toată suprafața sălii, mii de oameni se vedeau ridicați în picioare. Acum îmi dau seama, a spus Mincaie. Și eu, a spus Steve cu ochii în lacrimi. Dumnezeu chiar face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine. Dar tu, copilă, tu știi că până și cele mai mari greșeli din viața ta Dumnezeu le poate schimba înspre binele tău? Dacă tu îți predai viața în mâna Lui, totul El va transforma spre slava Lui, pentru că El știe mai bine. Dumnezeu chiar face toate lucrurile bune.